Bine v-am găsit la un nou curs din limbajul Python pentru începători. Acesta este cursul 2. Sunt Gabriel Braharu și mă bucur să vă prezint în continuare conținutul acestui curs. Acest curs este un suport audio-video pentru cartea Limbajul Python pentru începători, volumul 1, a cărui copertă o puteți vedea aici. Cartea poate fi comandată pe site-ul nostru skyexpression.ro la rubrica Produse servicii și apoi cărți programare. Acolo puteți găsi și pachete de cărți de programare cu reduceri de preț față de prețul la bucată al unei singure cărți. Întotdeauna pe acest site veți găsi cele mai scăzute prețuri față de alte canale de vânzare. Dacă nu ați mai avut legătură cu programarea până acum și este prima dată când vă apucați să învățați un limbaj de programare, eu vă recomand să se înceapă cu cartea Curs de programare pentru copii și sau începători. Coperta o vedeți aici. Ea este recomandabilă pentru că vă învață de la zero să creați algoritmi, să lucrați cu date de intrare, date de ieșire într-un program. Și pe baza acestor lucruri simple puteți învăța ulterior algoritmi mai complexi. Așa cum vă spuneam, pe site-ul nostru skyexpression.ro, la rubrica Produse servicii cărți programare, puteți găsi această carte separat sau în pachete de cărți cu reducere de preț față de prețul la bucată. Cursul este destinat începătorilor, elevilor, studenților, celor care vor să învețe corect să lucreze cu Python. Pentru feedback puteți să mă contactați la acest număr de telefon sau la adresa de mail scrisă aici. Pentru întrebări punctuale referitoare la curs temă, vă rog să comentați acest videoclip pe YouTube și voi răspunde tot punctual. Vă recomand să verificați din când în când site-ul skyexpression.ro la rubrica Cărți programare pentru a vedea și eventual comanda ultimele cărți apărute. Acesta este site-ul nostru al producătorilor cărți sau cărților. Despre ce o să vă vorbesc în acest curs? Despre operatori. Operatori de atribuire, operatori aritmetici, operatori de comparație, operatori logici, operatori logici pe biți, exerciții rezolvate, operatori de apartenență, operatori de identitate și o temă pentru acasă. Încerc în aceste cursuri cu limbajul Python să urmăresc structura sau osatura acelorași cursuri pentru limbajul C++ pentru începători, deoarece doresc ca trecerea să fie foarte ușoară pentru cei care au învățat înainte să programeze în C++ să treacă către Python sau cei care au învățat Python să poată trece ușor către C++. Operatorii de atribuire. Operatorul de atribuire, semnul egal. A nu se confunda cu operatorul de comparație, care este dublu egal. Spunem că A primește valoarea B. Acest lucru nu este echivalent cu A este egal cu B, care se scrie cu 2 de egal și este un operator de comparație. A plus ia valoarea B este echivalentul instrucțiunilor de adunare și atribuire, cum ar veni A ia valoarea A plus B. A minus egal B este echivalentul instrucțiunilor de scădere și atribuire, adică A primește valoarea A minus B. A steluță egal B este echivalentul instrucțiunilor de mulțire și de atribuire A primește A ori B. A slash egal B este echivalentul instrucțiunilor de împărțire și de atribuire. Cu alte cuvinte, A primește A supra B. A modulo egal B este echivalentul instrucțiunilor de calcul rest și de atribuire, adică A primește A modulo B, adică restul împărțirii lui A la B. A dublu slash egal B este echivalentul împărțirii întregi a lui A la B. Se poate scrie și A primește A dublu slash B. De exemplu, 7 împărțit la 5 întreg este 1. A dublă steluță egal B este echivalentul ridicării la puterea lui A la B. Se poate scrie și A primește A steluță steluță B, care înseamnă A la puterea B. A ampersand egal B înseamnă că A este echivalentul logic AND a lui A și B. Se poate scrie și A primește A și B. A sau B, A bară verticală egal B, înseamnă că A este echivalentul logic OR sau a lui A sau B. Se poate scrie și A primește A sau B. Da? Deci bară verticală sau pe... Bun.
A căciulă egal B înseamnă că, sau, da, este echivalentul logic XOR sau exclusiv a lui A sau exclusiv B. Se poate scrie și A primește A sau exclusiv B. A, semnul mai mare egal B, este echivalentul deplasării la dreapta pe biți. Se poate scrie și A primește A mai mare B. A mai mic egal B este echivalentul deplasării la stânga pe biți. Se poate scrie și A primește A mai mic B. În momentul în care o să dăm exemplu, o să vedeți mai clar cum folosim acești operatori, așa că nu vă speriați. Operatori aritmetici. Operatorul de adunare plus A plus B, operatorul de scădere A minus B, operatorul de înmulțire A ori B, operatorul de împărțire A supra B, operatorul modulo pentru aflarea restului împărțirii a două numere întregi a modulo B, operator de ridicare la putere A la puterea B, operatorul de împărțire întreagă, așa cum vă spuneam, 7 împărțit întreg la 5, rezultatul fiind 1. În partea dreaptă aici am un program principal în care am luat ca exemplu A primește 7, B primește A, deci va fi și el tot 7. Și aici tipărim B, ca și comentariu am scris valoarea pe care se va tipări pe ecran. După aia A primește A plus B, da? Sau A plus ia valoarea B, tot același lucru. Tipărim A, se va afișa 14. Și tot așa, tot felul de exemple, iar ca și comentariu veți avea valoarea care va fi afișată pe ecran în funcție de valorile pe care le au variabilele de-a lungul acestor exemple, da? Bun. Mai departe. Operator de comparație, dublu egal. Operator de egalitate A egal B poate întoarce true dacă A este egal cu B sau fals altfel. Operatorul de diferențiere A diferit de B poate întoarce sau not A egal cu B, e același lucru, poate întoarce true dacă A este diferit de B sau fals altfel. A mai mare ca B întoarce true dacă A este mai mare decât B sau fals altfel. A mai mic decât B întoarce true dacă A e mai mic decât B sau fals altfel. A mai mic sau egal cu B întoarce true dacă A este mai mic sau egal cu B sau fals altfel. Și A mai mare sau egal cu B întoarce true dacă A e mai mare sau egal cu B sau fals altfel. În dreapta avem iarăși exemple. Pentru A e 7, B e 9, C primește valoarea A egal cu B. Mai întâi se evaluează expresia logică A egal cu B. Vedem că sunt diferite, deci ce va primi valoarea fals? Și când tipărim, va tipări fals. Ce primește valoarea not A egal cu B? Se evaluează expresia A egal cu B, care este fals, se neagă acest fals, deci negarea falsului este adevărat și se tipărește ceu care este true, da? Ce primește valoarea A mai mică B? Se evaluează expresia A mai mică B, este adevărat și se tipărește C, deci adevărat. C primește valoarea A mai mare ca B. Se evaluează expresia A mai mare ca B. Este fals și se tipărește C, deci fals. C primește valoarea A mai mic sau egal cu B. Este adevărat și se tipărește adevărat. Și în fine, C primește valoarea A mai mare sau egal cu B. Se evaluează A mai mare sau egal cu B. Este fals și se va tipări C, valoarea fals. Operatori logici. Operatorii logici sunt în număr de 3. AND, operatorul și logic, OR, operatorul sau logic, NOT, operatorul de negare. Atenție că în Python contează dacă litera e majusculă sau minusculă, deci respecta sintaxa limbajului Python în modul de scriere cu sau fără majuscule. Bun. Tabelul de adevăr este același tabel pe care l-ați văzut și la C++. True și true rezultă true. True și fals rezultă fals. Fals și true rezultă fals. Fals și fals rezultă fals. True sau true rezultă true. True sau fals rezultă true. Fals sau true rezultă true. Fals sau fals rezultă fals. Tabel cu precedența operatorilor. Sursa pe care am folosit-o este scrisă aici. Parantezele rotunde, da? Sunt principale. Deci, în ordinea în care sunt scrise linie sub linie, așa este și ordinea operatorilor atunci când rezolvăm diverse expresii. Deci, mai întâi se rezolvă parantezele rotunde, după care e ridicarea la putere,
după care urmează operațiile pe biți, plus un ar, minus un ar, bitwise not, după care urmează înmulțirea, împărțirea, împărțirea întreagă, modulo. Dacă sunt operațiile pe aceeași linie, ele se execută în ordinea în care sunt scrise, dacă nu sunt paranteze sau dacă nu sunt paranteze. Bun, după aceea urmează adunarea, scăderea, operatorii de schimbare bitwise, bitwise and, bitwise XOR, bitwise OR, iarăși mai mulți operatori de comparație, operatori de apartenență care sunt pe aceeași linie, deci dacă sunt folosiți în aceeași expresie, se folosesc exact în ordinea în care sunt scriși de la stânga la dreapta. Operatorul logic NOT, operatorul logic AND și operatorul logic OR. Atenție aici, vedeți că operatorul AND este înaintea operatorului OR. Deci dacă într-o expresie am operator AND și OR pe aceeași linie și nu folosim paranteze, mai întâi se execută operațiile cu AND înaintea celor cu OR. La fel și operatorul logic NOT față de celelalte două operații are prioritate. Atenție, atunci când nu folosim parantezele. Un exemplu pentru AE5 și BE10. În expresia A mai mică a 8 ori B mai mare ca 9 și A mai mică B, mai întâi se execută operatorii relaționali deoarece au un nivel de prioritate superior. Adică se evaluează de la stânga la dreapta. A mai mică a 8 care întoarce true, pentru că A e 5, apoi B mai mare ca 9 întoarce true pentru că B e 10, apoi A mai mică B întoarce true, deoarece 5 mai mică 10. După aceea se execută operatorul logic și, adică vom evalua această expresie. Deoarece are nivel de prioritate mai mare decât sau. Astfel, true and true întoarce true, conform tabelului de compunere a valorilor operatorilor logici prezentat anterior. În ordine, acum se va executa operatorul logic sau, deci se va executa A mai mică 8 sau rezultatul acestei expresii, da? Deoarece are nivel de prioritate inferior operatorului și. Vom avea true or true care întoarce true, aceasta fiind valoarea finală a expresiei logice. Să luăm aceleași valori pentru A și B, dar de data asta observați că am folosit parantezele rotunde. Cu alte cuvinte, mai întâi vom executa operațiile cuprinse între paranteze rotunde. Mai întâi evaluăm A mai mică 8, da? Operatorii relaționali, care este cum? Este true, da? B mai mare ca 9 este true și avem true sau true, cum rezultă? True, da? Bun. După care evaluăm A mai mică B înseamnă true, că 5 e mai mică 10, și avem true and true, care înseamnă true la final. Aici este un exemplu dat ca program pentru valorile A7, BE9 și diverse expresii conform exemplelor pe care le-am spus. În dreptul fiecarei expresii aveți comentat cum se evaluează și ce rezultat final va avea expresia. Sunt exemple foarte simple, corespunzătoare cu ordinea operatorilor și folosirea parantezelor dacă sunt. Operatori logici pe biți. Pentru a lucra cu acești operatori trebuie să știm să reprezentăm un număr din baza 10 de numerație în baza 2 de numerație. Fiind o carte pentru începători, aduc acum aminte cum se reprezintă un număr întreg din baza 10 în baza 2. Astfel, se împarte în mod repetat la pasul 1 numărul întreg la 2, apoi câtul rezultat la 2 până când câtul devine 0. La fiecare împărțire la 2 va rezulta un rest care poate fi 0 sau 1. Numărul în baza 2 va fi compus din alăturarea tuturor acestor resturi de la coadă la cap. Pentru exemplificare să luăm numărul 14 în baza 10 și îl vom converti în baza 2. Îl împar la 2. 14 împărțit la 2 dă 7, rest 0. După care 7, câtul, îl împar la 2. Ne dă 3, rest 1. După care câtul, 3, îl împart la 2. Ne dă 1, rest 1. După care câtul, îl împart iar la 2 și ne dă 0, rest 1, pentru că ne dă câtul 0, ne oprim. Și acum numărul 14 în baza 2, ne uităm la aceste resturi, dar de jos în sus. Da? Deci, practic, numărul în baza 2 va fi 1, 1, 1, 0. Aici este o reprezentare tabelară, deci 1, 1, 1, 0, da?
Și vedeți că aici am scris puterea ale lui 2, începând de la dreapta către stânga. 2 la 0, 2 la 1, 2 la 2, 2 la 3. Pentru verificare, transformăm numărul din baza 2 în baza 10, adunând puterile lui 2, în dreptul cărora se află cifra 1. Astfel avem 2 la 1, da? 2 la 1, pentru că în dreptul ei se află 1, plus 2 la a doua, pentru că în dreptul ei se află 1, plus 2 la a treia, care, la fel, în dreptul ei se află 1. Și astfel ne va da 2 plus 4 plus 8, care înseamnă 14. Un alt exemplu, numărul 27. Un număr în baza 10 pe care îl vom converti în baza 2. Împărțim 27 la 2, ne dă 13 rest 1, după care luăm câtul 13, îl împărțim la 2, ne dă 6 rest 1, luăm câtul 6 și îl împărțim la 2, ne dă 3 rest 0, luăm câtul 3 și îl împărțim la 2, ne dă 1 rest 1, luăm câtul 1 și îl împărțim la 2, ne dă 0 rest 1 și ne oprim pentru că ne-a dat câtul 0. Numărul în baza 2 rezultat va fi citit de jos în sus, adică 1, 1, 0, 1, 1. Pentru verificare transformăm numărul din baza 2 în baza 10, adunând puterile lui 2, în dreptul cărora se află cifra 1. Și astfel avem 2 la 0 plus 2 la 1, pe 2 la 2 al sărim că are 0, după care vine 2 la a 3-a plus 2 la a 4-a. Și dacă adunăm aceste puteri, o să vedeți că ne dă 27, deci s-a verificat. Operatori logici pe biți. Operatorul ampersand este operatorul și logic pe biți. Ia fiecare bit al unui operand și îl compară cu bitul corespunzător al celui de-al doilea operand și întoarce 1 sau 0 corespunzător regulilor de compunere al operatorului logic pe biți prezentați anterior. Bara verticală, operatorul sau logic pe biți, ia fiecare bit al unui operand și îl compară cu bitul corespunzător al celui de-al doilea operand și întoarce 1 sau 0 corespunzător regulilor de compunere ale operatorilor logici pe biți prezentați anterior. Operatorul XOR sau exclusiv compară biții celor doi operanți și întoarce 1 dacă cel puțin un bit al unui operant e diferit de bitul corespunzător celuilalt operant sau 0 altfel. Tilda, operator NOT, care inversează toți biții, adică dacă e 1 e 0, dacă e 0 îl face 1. Operator care deplasează semnul mai mare, mai mare. Operator care deplasează la dreapta biții primului operand cu un număr de locuri specificat de al doilea operand. Nu operează cu numere negative, este impredictibil. Operator mai mic, mai mic. Este acel operator care deplasează la stânga biții primului operand cu un număr de locuri specificat de al doilea operand. Nu operează cu numere negative pentru că este impredictibil. Și aici avem un exemplu, da? În tabelul de mai jos sunt prezentate în binar numerele BE3 pe prima linie a tabelului, deci acesta este 3 reprezentat în binar pe linia aceasta, și AE10 pe linia a doua a tabelului, deci aici este AE10. Da? Pentru ușurință am pus și puterile lui 2 corespunzătoare pe această linie. Bun. Vom efectua operațiile pe biți din exemplu anterior ca să înțelegeți exact cum se află rezultatul acestor operații. Pentru prima operație A și B, vom compara bit cu bit cele două numere în binar, aplicând operatorul și logic, împreună cu regulile de compunere a operatorilor logice, astfel comparăm de la dreapta la stânga. Și ne uităm în tabelul acesta. Deci, pe prima linie este 3, reprezentat în binar. Pe a doua linie este 10, numărul 10 reprezentat în binar. Și acum facem compunerea bit cu bit conform operatorului și logic. 1 și 0 rezultă 0, 1 și 1 rezultă 1, 0 și 0 rezultă 0, 0 și 1 rezultă 0. Da? Și apoi, sub formă tabelară, rezultatul este pe ultima linie, cum ar veni, da? Sau linia 3. Adică este doar 2 la 1, pentru că în dreptul lui 2 la puterea 1 se află cifra 1. Deci rezultatul final este 2 pentru A și B pe biți. Bun. Să luăm operația A sau B, logic. Vom compara bit cu bit cele două numere în binar, aplicând operatorul sau logic împreună cu regulile de compunere a operatorilor logici. Astfel comparăm de la dreapta la stânga. 1 sau 0 rezultă 1, 1 sau 1 rezultă 1. Da? Deci, încă o dată, pe prima linie este primul număr, 3. Pe a doua linie se află numărul 10 în binar, da? Și comparăm bit cu bit. 1 sau 0 rezultă 1,
1 sau 1 rezultă 1, 0 sau 0 rezultă 0, 0 sau 1 rezultă 1. Și avem numărul 2 la 0 pentru că în dreptul lui 2 la 0 e 1, plus 2 la 1 pentru că în dreptul lui 2 la 1 e 1, pe 2 la 2 îl sărim că are 0, plus 2 la 3 care e 1. Și rezultatul final va fi 11 pentru operația A sau B. Să luăm și sau exclusiv. Deci operația A căciulă B, vom compara bit cu bit cele două numere în binar aplicând operatorul sau exclusiv, care întoarce 1 dacă 2 biți sunt diferiți și 0 altfel. Astfel comparăm tot de la dreapta la stânga. Deci pe prima linie este numărul 3 în binar, pe a doua linie este numărul 10 în binar și acum comparăm bit cu bit. 1 XOR 0 rezultă 1. 1 XOR 1 rezultă 0 și 0 XOR 0 rezultă 0. 1 XOR 1, 0 XOR 1 rezultă 1. Bun, numărul este 2 la 0 pentru că avem în dreptul lui 1 plus 2 la 3 pentru că în dreptul lui e 1 și astfel înseamnă 9. Deci A XOR B va fi 9 în cazul acesta. Pentru a patra operație, tilda A, vom inversa fiecare bit al numărului sau not A. Vom inversa fiecare bit al numărului în binar. Dacă inițial era 1, atunci va deveni 0. Sau invers, dacă inițial era 0, va deveni 1. Asta. Sub formă tabelară. Deci, vom avea la fel pe prima linie numărul 10, da, în binar. Și acum inversăm. Deci, dacă era 0, bitul devine 1. Dacă era 1, bitul devine 0. Dacă era 0, devine 1 acum. Dacă e 1, devine 0. Și avem numărul 2 la 0, pentru că în dreptul lui e 1, plus 2 la 3, 2 la 2, pentru că în dreptul lui e 1. Deci asta înseamnă 5. Da? Bun. Aici avem o mică observație. Și atunci, de ce avem ca rezultat minus 11 atunci când rulăm programul dat ca exemplu mai sus? Având în vedere un număr întreg de 8 biți, negăm toți biții, inclusiv zerourile principale, cu alte cuvinte 10, se reprezintă de fapt în binar ca 4 de 0 plus 10, 10. Nu doar 10, 10. De ce? Pentru că numărul întreg este reprezentat pe 8 biți. Și negând bit cu bit, se obține acest număr, care de fapt este minus 11 sau 245 dacă utilizați un număr întreg nesemnat. Dacă ar fi un număr întreg pe 4 biți, da, valoarea negată ar fi 5. Bun. Pentru a cincea operație, să deplasăm cu toți biții la stânga numărului A cu un loc. Sub formă tabelară, rezultatul va fi pe linia a doua. Da? Deci, avem așa. Inițial, numărul este 10-10. Da? Bun. Și deplasăm către stânga toți biții cu un loc. Și atunci, practic, imaginați-vă că trageți de număr spre stânga cu o căsuță. Și acum avem 10, 10 și a mai apărut un 0 la sfârșit, pentru că nu putem să punem altă valoare. Numărul în final va fi 2 la a doua plus 2 la a patra, adică 20. Astfel se întâmplă dacă tragem spre stânga cu un bit numărul A, care inițial era numărul 10. Pentru a șasea operație, spre dreapta vom deplasa toți biții cu 1, da? Deci, dacă luăm numărul 10 în binar și tragem spre dreapta, da? Atunci vom vedea că aici vom avea 1, aici 0, aici 1, aici 0. Și numărul va fi 2 la 0 plus 2 la 2, adică 5. Exerciții rezolvate. Să evaluăm următoarele expresii logice, mai întâi pe o foaie de hârtie pas cu pas, apoi să scrie un program Python care să primească ca date de intrare două variabile de tip întreg A și B și va avea ca dată de ieșire valoarea de tip boolean C, variabilă care va memora valoarea de adevăr, adică true sau false, pentru fiecare expresie logică. Și avem această expresie logică. A mai mic ca B și A egal cu B minus 1 ori B mai mare ca 16 în A mai mic ca 10. Rezolvare. Așa cum v-am învățat anterior, să presupunem că am citit de la tastatura A e 6 și B e 18, pentru a urmări foarte ușor. Rezolvăm mai întâi operațiile din paranteze ca la algebră. Astfel, A mai mic ca B întoarce true, deoarece 6 e mai mic ca 18.
A egal cu B-1 întoarce fals, deoarece A e 6, iar B e B-1 e 17, deci 6 e diferit de 17. B mai mare ca 16 întoarce true, evident, A mai mic ca 10 întoarce true, evident. Compunând rezultatele sub forma expresiei principale, avem true and false, or true and true. Expresie pe care o evaluăm acum normal, de la stânga la dreapta, dar ținând cont de prioritatea operatorilor logice. Operatorul logic AND se execută înainte de operatorul logic OR, conform tabelului de niveluri de prioritate diferite între operatorii logici. Ține seama de tabelul compunerii operațiilor cu valorile operatorilor logici prezentate anterior și reducem din nou expresia astfel. True and false întoarce fals. True and true întoarce true. Fals or true întoarce true. Deci rezultatul final al expresiei este true. Acum să evaluăm cea de-a doua expresie într-un mod similar, cu aceleași date de intrare pentru A și B. Astfel, expresia este aici și vom avea A mai mare sau egal cu B întoarce fals deoarece 6 mai mic sau egal ca 18, A diferit de B plus 3 întoarce true deoarece A e 6 iar B plus 3 e 21, deci 6 e diferit de 21, B mai mare sau egal cu 18 întoarce true evident, A mai mic ca 4 întoarce fals evident, compunând rezultatele sub forma expresiei principale avem false and true or true and false, expresie pe care o evaluăm acum normal de la stânga la dreapta, dar ținând cont de prioritatea operatorilor logici. Țineți cont că operatorul logic AND se execută înainte de operatorul logic OR, conform tabelului de niveluri de prioritate diferite între operatorii logici. Ținem seama de tabelul compunerii operațiilor și vom avea false and true întoarce fals. Da? Deci fals într-un întoarce fals, iar true and fals întoarce tot fals. Deci avem fals or fals care întoarce fals și rezultatul final la expresie este fals. O altă expresie, exact similar, vom evalua fiecare paranteză, A mai mică B plus 2 întoarce true, deoarece 6 e mai mică 20, A egal cu B plus 7 întoarce fals, deoarece A e 6 și B plus 7 e 25, deci sunt diferiți. B mai mare ca 7 întoarce true evident, A mai mare ca minus 2 întoarce true evident. Compunând rezultatele sub forma expresiei principale avem true and false or true and true. Expresie pe care o evaluăm acum normal de la stânga la dreapta ținând cont de prioritatea operatorilor logici, adică și U se execută mai întâi față de OR. Deci vom evalua true and false, vom evalua true and true și apoi rezultatele acestor expresii cu or între ele. Astfel, true and false întoarce fals, true and true întoarce true și false or true întoarce true. Deci rezultatul final al expresiei este true. Nu mai insist asupra următorului exercițiu pentru că se face absolut la fel. Țineți cont că aici avem dublă paranteză, dublă. Deci mai întâi vom evalua expresia din prima paranteză dublă, da? După ce terminăm și aflăm rezultatul acestei paranteze duble, vom evalua această paranteză dublă, iar la final comparăm valoarea de adevăr a acestei paranteze duble sau valoarea de adevăr a acestei paranteze duble. Bun. Avem și altă expresie. Rezultatele pe care le vom afla la final sunt absolut, au aceeași logică ca cea pe care v-am explicat-o până acum. Rezolvăm mai întâi parantezele, da? Atenție că aici avem o paranteză dublă. O rezolvăm pe aceasta, o rezolvăm pe aceasta și după aia punem operatorul AND între aceste două. Aici este un exemplu de program Python pentru AE6 și BE18. Nu am făcut altceva aici decât să scriu toate expresiile pe care le-am făcut până acum ca și exerciții rezolvate, iar aici am afișat fiecare valoare a expresiei, fiecare valoare de adevăr a expresiei. Deci în cazul primei expresii va întoarce true, în cazul celui de-a doua expresii va întoarce fals și așa mai departe. Bun. Fiind date două numere întregi A și B cu exact 5 cifre fiecare, ca să simplificăm un pic munca, să se execute asupra lor următoarele operații folosind operatorii de divizibilitate împărțire întreagă, deci dublu slash și modulo,
după care să scrie un program Python care să satisfacă aceste cerințe. Afișarea ultimei cifre a numărului B, afișarea ultimelor două cifre ale numărului A, afișarea ultimelor trei cifre ale numărului A, numărul rămas după extragerea ultimelor două cifre ale numărului A, extragerea cifrei a doua din stânga pentru numărul A și construcția numărului rămas după această extragere, extragerea cifrelor a treia și a patra din stânga pentru numărul B, suma dintre numărul format din primele două cifre ale lui A și numărul format de a doua și a patra cifră a numărului B. Bun. Aici avem rezolvarea. Ultima cifră a numărului B este dată de restul împărțirii la 10, B modulo 10. Cu alte cuvinte, dacă B e 1, 2, 3, 4, 5, înseamnă că B modulo 10 e 5. Dacă dorim să aflăm ultimele două cifre ale lui B, atunci putem folosi B modulo 100, care e 45. Dacă vrem să aflăm ultimele trei cifre, putem folosi B modulo 1000, care e 3, 4, 5. Deci ultimele două cifre ale numărului A se obțin cu A modulo 100, ultimele trei cifre se obțin cu A modulo 1000, ultimele patru cifre cu A modulo 10.000 și așa mai departe. Acum, pentru a șterge ultima cifră a unui număr întreg A, se împarte întreg la 10 acel număr întreg, cu alte cuvinte A dublu slash 10. Pentru extragerea ultimelor două cifre și formarea unui nou număr cu cifrele rămase, se utilizează A împărțire întreagă 100 sau A div 100. Deci numărul rămas după extragerea ultimelor două cifre este A, ia valoarea A div 100. Dacă inițial A e 1, 2, 3, 4, 5, după executarea operației de împărțire la 100, numărul devine A e numărul A 1, 2, 3, 4. La 100 oare? Deci A e 1, 2, 3, 4, 5. După executarea împărțirii, A rămâne 1, 2, 3. Logica continuă. Astfel, dacă se dorește eu să numărul rămas după extragerea ultimelor trei cifre, înseamnă A slash 1000, da? Sau dublu slash 1000. Și așa mai departe. Numărul 16295, adică 16295, are exact 5 cifre. Dorim să extragem cifra a doua din stânga, adică 6, și să reconstruim în numărul A noua valoare 1295, care rămâne, da? Putem utiliza următoarea expresie. A primește A dublu slash 10.000, care înseamnă cât? 1, da? Ori 1000, care înseamnă 1000, plus A modulo 1000, care înseamnă cât? 295, da? Deci 1 ori 1000 plus 295 e 1295. Numărul B, să zicem că e 400.196 cu exact 5 cifre. Dorim să extragem cifrele a treia și a patra din stânga, adică cifra a treia 1 și a patra 9, deci 1,9, și să reconstruim în numărul B noua valoare 436. Putem utiliza expresia B primește B dublu slash 1000, care înseamnă cât? 43 ori 10, care înseamnă 430, plus B modulo 10, adică ultima cifra lui B, care e 6, și vine 430 plus 6, adică 436. Dacă A e 16.295 și B e 43.196, ne propunem să obținem numărul format din adunarea numărului format din primele două cifre ale lui A, adică 16, cu numărul format din a doua și a patra cifră a numărului B, 39. Adică 55. Expresia utilizată e următoarea. A primește A div 1000 plus B div 1000 modulo 10 ori 10 plus B div 10 modulo 10, adică 16, rezultatul acesta, plus 30, rezultatul acesta, plus 9, adică 16 cu 39, 55. Aici am scris și programul Python foarte simplu pentru A e 16.295, B 4.196, am scris expresia, iar la final, când va tipări C, va întoarce valoarea 55. Bun. Un program pentru folosirea constantelor. Să se scrie un program Python care să folosească o constantă ce va conține valoarea pi e 3.1415 pentru a calcula lungimea unui cer de rază dată. Lungimea unui cer se calculează formula 2πr, ca la matematică, normal, unde am notat cu R raza cercului. Programul Python scris mai jos acceptă ca dată de intrare R de tip real și va calcula lungimea cercului,
data de ieșire, după care o va afișa. Vă amintesc că vom declara constanta pi într-un modul separat. Aici este modulul separat, constants, da? Constants.py, pe care urmează să-l importăm în programul de lucru. Acesta e programul de lucru și, după cum vedeți, am importat modulul constants, adică acest modul, și programul principal. Am citit, introduceți raza cercului și am convertit la număr real, ca să nu avem probleme cu erori. După care lungimea cercului LC va fi 2 înmulțit cu pi, adică din modulul constants.pi, înmulțit cu R. Și după care afișăm lungimea cercului LC. Bun. Alți operatori folosiți de Python sunt operatorii de apartenență. In, acest operator întoarce valoarea true dacă o anumită valoare este prezentă într-o secvență, sau not in. Acest operator întoarce valoarea true dacă o anumită valoare nu este prezentă într-o secvență. Și vedem exemplul de mai jos. În programul principal am luat în variabila A o secvență care conține legume, fructe, carne, lapte, ouă, da? Și acum în variabila B să vedem următoarea valoare de adevăr. B primește carne în A. Cu alte cuvinte, evaluăm expresia carne în A. Poate întoarce true sau fals. Ia să vedem, regăsim pe carne în A? Păi da, uitați aici, este pe poziția 0, 1, 2. Deci, se va tipări B cu valoarea true, deoarece carne se află în A, în secvența A. Să luăm de exemplu, B este verdeață not in A. Cu alte cuvinte, se evaluează expresia verdeață not in A. Și vedem, verdeață figurează printre elementele lui A, nu figurează. Înseamnă că este true, adică verdeață nu se găsește în A. Operatorii de identitate, is și is not. Operatorul is, care înseamnă este, în română, întoarce valoarea true dacă cele două variabile A și B sunt același obiect și is not, acest operator întoarce valoarea true dacă cele două variabile A și B nu sunt același obiect. Și să luăm un exemplu. În programul principal vom lua A este o secvență de acest gen, B-ul este o secvență de acest gen. Vedeți că secvențele sunt identice. Iar în variabila C vom avea variabila A. Da? Și acum să evaluăm în variabila D A is B. Cu alte cuvinte, A este același lucru cu B. Bineînțeles că ați fi tentat să spuneți că da, deoarece A și B au aceleași valori. Da, dar ele nu sunt aceleași obiecte, folosesc adrese de memorii diferite. Deci A nu este același lucru cu B. Iar când tipărim D, este fals, deoarece sunt obiecte diferite chiar dacă au aceleași valori. Acum, D primește C is A. Cu alte cuvinte, C este același obiect cu A. Păi da, pentru că ce a primit valoarea A și odată ce acest ce a primit valoarea A, practic ei pointează către aceeași adresă de memorie. Deci D este de această dată true. Reprezintă ce și A reprezintă de fapt același obiect pentru că pointează către aceeași adresă de memorie. Bun, ca temă pentru acasă, să se scrie un program Python care pentru două numere întregi A și B citite de la tastatură calculează și afișează valoarea de adevăr, true sau fals, a următoarelor expresii. Și avem expresiile aici, este foarte simplu, doar trebuie să urmăriți cursul. Să se scrie un program Python care pentru două numere întregi A și B citite de la tastatură, A și B având minim 5 cifre, calculează și afișează următoarele. Numărul format din ultimele 4 cifre ale lui A, numărul format prin eliminarea ultimilor 3 cifre ale lui B, numărul calculat prin înmulțirea numărului format din ultimele 3 cifre ale lui A cu numărul format din ultimele 2 cifre ale lui B. Urmăriți cum am rezolvat exercițiile rezolvate în mod similar și este imposibil să nu înțelegeți și vă descurcați. Ce? Să se scrie un program Python care să calculeze suma cifrelor unui număr întreg N cu exact 3 cifre citite de la tastatură, tot așa folosind operatorii DIF și MOD. Să se scrie un program Python care să calculeze diverse operații folosind operatorii logici pe biți, așa cum am arătat în exemple rezolvate anterior. Nu aveți decât să vă uitați la exemple și puteți rezolva.
Să se scrie un program Python care să folosească operatorii de apartenență similar cu exemplu scris la punctul 7 din agenda. Să se scrie un program Python care să folosească operatorii de identitate similar cu exemplu scris la punctul 8 din agenda. Dacă v-am fost de ajutor, feedback-ul e binevenit. Sunt Gabriel Braharu și mă puteți contacta la această adresă de e-mail sau la acest număr de telefon. Pentru întrebări punctuale referitoare la cursul de față sau temă, postați comentarii la el pe YouTube și vă voi răspunde tot punctual. Vă recomand să verificați din când în când site-ul nostru skyexpression.ro la rubrica Cărți Programare pentru a vedea și eventual comanda ultimele cărți apărute. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă urez în continuare o zi cât mai plăcută.